Captură impresionantă a Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR. Peste 1300 de litri de alcool etilic, 31.000 de țigarete neaccizate, aproximativ 350 de petarde și peste 500 de pomi de Crăciun deținuți ilegal au fost ridicați în urma mai multor percheziții efectuate de polițiști în județul Mureș. Aceștia au efectuat 12 percheziții în municipiul Reghin și localitățile Voivoden și Gurghiu, la 20 de persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și de ținere de produse alcoolice în afara antrepozitului fiscal. Polițiștii au prins în flagrant un bărbat de 37 de ani din Reghin care comercializa 200 de litri de alcool etilic neaccizat. De asemenea, asupra bărbatului au fost găsite și 300 de pachete de țigări neaccizate. Polițiștii au indisponibilizat în total peste 1300 de litri de alcool etilic neaccizat și peste 31.000 de țigarete netimbrate. De asemenea, au identificat peste 350 de petarde de diferite clase și peste 500 de pomi de Crăciun fără documente legale de proveniență. Toate bunurile au fost ridicate în vederea confiscării. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activități infracționale.